Pentru România, următoarea calificare la un turneu final a venit doar în 1984, atunci când Mircea Lucescu, elevul din perioada Guadalajara a lui Angelo Niculescu, a reușit să ducă România la campionatul european de fotbal din Franța. Deși grupa în care se afla era foarte dificilă, adversare fiindu-i alături de Cipru, Italia, Cehoslovacia și Suedia, România a început bine, câștigând cu 3-1 la Hunedoara partida cu naționala cipriotă. Văietuș a deschis scorul în minutul 17 și 3 minute mai târziu Cămătaru l-a majorat la 2-0. Un început bun, umbrit însă de reușita cipriotului Ivrahimis în minutul 29. Imediat după acest meci, naționala României a plecat într-un turneu în America de Sud, acolo unde a întâlnit Argentina, campioană mondială în titlu, Peru și Chile. Un turneu în care a pierdut de 2 ori și a reușit să câștige ultimul meci, cel cu naționala chiliană, cu 3-2. De remarcat că toate cele 3 echipe întâlnite în turneul sud-american erau calificate la turneul final al campionatului mondial din 1982, campionatul mondial care s-a desfășurat în Spania. După golul marcat de Vrahimis, românii au atacat în continuu poarta apărată de Constantinu, dar ei au reușit să mai înscrie doar o singură dată din Ladislau Beloni în minutul 71, cu un șut violent din afara careului de 16 metri. România învingea cu 3-1, dar adevăratele examene de-abia începe.